Deci astăzi începem prepararea somonului pentru afumare. Și acum vedeți, am tăiat peștele file și bineînțeles că acum dau cu un șervețel pe el în cazul în care mai are un pic de apă sau ceva să pot să-l scot. Am aici somon de afumat pentru încă doi prieteni. Da? Deci, după ce îl curățați un pic de apa care e pe el, o să începem să pregătim practic materialul de marinare sau de uscare, da? Deci care va scoate practic toată apa din somon. Deci, așa cum vă spuneam, am pregătit aici materialul pentru deshidratarea peștelui, practic. Și acum puteți vedea, am 2 kg de zahăr brown, maro. Am pus piper, mie îmi place foarte mult să utilizez un piper care are mai multe genuri de piper practic în el, de la roșu, alb, așa, negru, da? Am pus sare, atenție, este indicată sarea de pus la murături fără iod, da? Nu puneți cealaltă sare pentru că stricați peștele. Și am pus chiar un pic de cayenne, da? de poavră de cayenne sau cayenne pepper. Ok, deci toate astea împreună, după care urmează să le amestecăm. Da, deci după ce am făcut amestecul, bineînțeles, am luat o cutie. Am pus efectiv pe lungimea și lățimea cutiei să acopăr aproape totul, da? Se ia peștele, fără doar și poate. Și se aranjează în cutie. În așa fel să arate de felul ăsta. Și îl acoperim de asemenea cu materialul de deshidratare. Trebuie să fie bine acoperit, adică bine în sensul în care să nu aveți părți care să fie în afară. Aviz amatorilor, înainte de a începe asta, trebuie să te speli pe mâini normal. Și oricum sarea și piperul și celelalte sunt acolo ca să omoare orice altceva nedorit, nu? Așa cum puteți vedea, practic am îngropat fileul de somon în mixtura pe care am făcut-o. Urmează o altă bucată pe aceleași principiu. Și continuăm să facem aceeași operațiune, da? Da, așa cum vedeți, amestecul pe care l-am făcut din zahăr maro, piper și cayenne a început să lucreze și efectiv scoate toată măzeala, toată apa afară din pește. Da, așa cum v-am spus, trecem la o altă etapă mai avansată în ceea ce privește afumarea somonului. Dar așa cum vedeți, tot zahărul s-a topit, zahărul brun, și au mai rămas ceva condimente pe pește pe care o să le spălăm, dar doar cu apă rece. Nu folosiți apa caldă deloc, deci încă o dată la apă rece, da? Ok. Așa cum vedeți, bine că am nevoie și de cealaltă mână, sub apă rece, frumos, se spală somonul. Desigur, așa cum vedeți, încercăm să scoatem cât de cât din apă, înainte să-l punem la uscat. El are, îl batem așa pe o
Este un șervețel de hârtie, dar e prost de șervețel de hârtie. Deci, punem frumos la locul lui. Ia uitați ce peliculă frumoasă a făcut bucata de somon. Deci, cu siguranță aici vom avea fumul care se prinde de această peliculă, da? Deci, e o bucată destul de mare și de grea, a? Nu vorbim de bucată micuță. Bine, ne vedem în etapa următoare. Da, deci, cum vedeți, am început un proces de uscare, da? Care va dura câteva ore. Da? Deci, acum l-am pus pe o parte și va urma cam după o oră, oră jumate să întorc pe partea cealaltă. Bineînțeles că între timp o să aduc un sirop de iarbă, o să vedeți, și o să pun pe somon ca să aibă o periculă și mai puternică. Da, deci cum vedeți aici, în fine, am utilizat două rețete, una dintre ele este personală și încă nu am găsit puterea interioară ca să, și acea dorință ca să o transmit sau să o spun. Așa cum vedeți, am aici o culoare, aici am alte culoare, tocmai pentru că ingredientele sunt diferite. Deci, pe undeva, ca să spun așa, o să încerc să îmbin, nu, în cazul de față, dulcele sau somonul afumat cu zahărul brun, cu un somon care nu are atât de mult dulce, un pic mai aspru după afumare. Mi-am pregătit aici, așa cum vedeți, un bourbon și sirop de arțar sau sirop de rabră, da? De asemenea, două vase pe care am să le iau și am să încep să îmi, dacă vreți, pregătesc una din fazele finale, da? Înainte de afumare. Deci, fără doar și poate, luăm aici un vas. Începem fără nici o tăgadă cu bourbonul. Deci punem aici bourbon. Încă am pus prea mult. Și luăm o pensulă și începem să ne jucăm puțin cu aromele. Da? Începem efectiv să îi dăm o aromă mai deosebită la cea de-a doua rețetă. Deci continuăm efectiv. Așa, să fim siguri că acoperim toată zona. Nu prea mult. Așa. Și repetăm la cea de-a doua rețetă pe care încă nu o aveți. Repetăm acțiunea. Da, deci atenție, trecem la rețeta pe care v-am oferit-o astăzi, da? Deci asta vă interesează în mod cert. Deci am aici siropul de arțar sau sirop de rablă, maple syrup. O să pun un pic aici. Așa, după cum vedeți, din nou ne trebuie o pensula, da? Înmuiem pensula în siropul de arțar și desigur începem să-l întindem pe somon. Somonul care l-am aici este un somon sălbatic, da? Deci este prins de noi cu multă vitejie. Ei, și continuați operațiunea cu fiecare bucată pe care ați ținut-o în zahărul brun, sarea de bucătărie, piperul și caien. Da. După o oră îl întoarceți și faceți aceeași operațiune, după care mai lăsați ventilatorul să mai meargă încă o oră. Bun, am luat somonul de la uscat, de la deshidratat și l-am pus deja la afumat.
Ia să vedem dacă avem un pic de fum acelea. O, avem fum, avem fum. Și aici avem deja somonul care începe să se afume.